În cazul în care a ieșit bine și acel videoclip, de ce nu? Îl postez și pe ăla. A, nu prea se vede așa clar, cred că e dat cu zoom pentru că îmi pică semnalul, pentru că pomii, și este automat să se ducă semnalul. Asta este partea nașpa la dronă, pentru că range-ul dronei poate să fie foarte mare și poți să ai un range foarte bun de a zbura, dar nu așa, nu cum e acum, între pomi. Semnalul este papa, adios. Eu înțeleg și pe cei de la DJI pentru că au declarat că în Europa poți să zbori cu Mini 2 6 km. Dar, având în vedere că la noi sunt foarte mulți pomi, dealuri, chestii, nu te duci mai mult de 2-3 km. 3 km deja ai semnalul pe roșu. Dar la 2 km ești în galben. Asta am testat. Și este cam nasol. Haideți să vă spun o chestie. Chiar și vântul, dacă bate vântul foarte tare, poate să distorsioneze semnalul. Pentru că mi s-a întâmplat chestia asta chiar la viaduc. Aveam semnal foarte bun până când mi-am pare atenționare cu strong wind. Și după aia, buf, de la full s-a dus în roșu. Deci, chiar și vântul poate să fie un criteriu de perturbare a semnalului. Ceea ce este destul de nașpa. Și nu cred că este doar la drona asta Mini 2, la DJI Mini 2. Eu cred că această problemă este la toate dronele. Chiar și la cele mari, gen Mavic, Mavic Air, R2, R2S. Cred că la toate dronele este această problemă care persistă și nu ai ce să-i faci. Cel mai probabil când s-au testat chestiile astea, s-a testat pe un câmp sau pe un platou întins. Eu cred că acolo s-au testat range-urile la dronele astea.